Diversiunile electorale continuă. Peste tot unde merge în România zilele acestea, dai peste imaginea lui Lasconi asociată cu câteva mesaje, printre care și familia. Lasconi pare să pretindă că este de partea valorilor tradiționale. Până când auzi promisiunea ei că va prioritiza parteneriatele civile în România dacă va deveni președinte. Susțin, spune ea, parteneriatul civil cu toată ființa mea. Aceasta este o problemă, o mare problemă care din start trebuie să motiveze pe creștini să se mobilizeze să nu o voteze. Lasconi sparge gheața cu aceste enunț în contextul alegerilor actuale. S-a transformat în vârful de lance al presiunilor eligibiste asupra societății civile române cu care ne confruntăm la fiecare alegeri. Parteneriatele civile trebuie respinse. Trebuie să ne opunem cu toată puterea, cu mic, cu mare. ca ele să fie legalizate. Parteneriatele civile, inițiate la un nivel modest, acum 35 de ani în Danemarca, au deschis o lungă listă ulterioară a doleanțelor eligibiștilor, culminând cu căsătoriile unisex, azi legalizate în aproximativ 40 de țări din lume, confuze sexuală, inclusiv revoluția transgederistă, curentă și distrugerea valorilor. Intenția doamnei Lasconi, chiar dacă va încerca să o aplice, se va izbi de un zid imens și sper impenetrabil articolul 277 din Codul Civil din 2009, care e interzicerea căsătoriei unisex și parteneriatele civile în România. Aceste paragrafe de protejare a căsătoriei și familiei au fost scrise de mine cuvânt cu cuvânt. Nu au fost scrise de vreun europarlamentar, nici nu au fost scrise de vreun parlamentar creștin, nici de vreo altă vedetă politică. Cine are urechi de auzit saudă. Curios însă, în contextul acestor alegeri, toți candidații au devenit peste noapte creștini, iar doamna Lasconi ține cu din Dinsul să vedem că poartă crucea creștină în fiecare fotografie. Este o strategie voită și intenționată, dar una care camuflează adevărul. Fără îndoială că doamna Lasconi se identifică a fi creștină, dar judecând după vorbele ei, ea deține o identitate progresistă, asemenea lui Harris în Statele Unite și al lui Tim Wars, candidatul la vicepreședinte, valorile creștine nu se împacă cu valorile eligibiste, nici candidaturile pro-eligibiste cu noi. Relatează activnews.ro.